Salut! Astăzi vom discuta despre banda desenată. Îți amintești ce este o bandă desenată? Ei bine, banda desenată reprezintă o serie de desene însoțite de un text scurt. Ea este o formă de transmitere a unei întâmplări sau a unui șir de întâmplări prin utilizarea imaginilor și a cuvintelor. Pentru a înțelege bine o bandă desenată, e importantă adăugarea replicilor sau a indicațiilor de loc și de timp, sub fiecare ilustrație în parte. Folosirea normelor limbii scrise este de asemenea foarte importantă. Folosirea bulelor de dialog îndreptate spre gura ori spre silueta personajului. Acum vom lectura împreună o bandă desenată banda noastră de senată, se intitulează În căutarea unui cadou potrivit. Salut, Marc! Mă bucur că ai reușit să ajungi. Salut, Andre. N-aș fi putut să lipsesc. Este ziua anei și trebuie să găsim cadoul perfect. Credeam că știi deja ce vom cumpăra. A, ah, nu! Maria este omul nostru cu idei. O vom aștepta. Uite-o că vine! Bună, Maria! Te așteptăm de ceva vreme. Ce s-a întâmplat? Salutare, băieți! Din păcate, am pierdut autobuzul și am fost nevoită să vin pe jos. Bună, Maria! Să nu pierdem prea mult timp. Eu zic să intrăm mai întâi la librărie. O idee foarte bună. Ana se distra zile trecute citind cărțile la Vinie Braniște. Bună, ziua! aș dori cartea Rostogol păzește pepenii de la Vinia Braniște. Sigur, tocmai a ajuns în librăria noastră. Cred că am făcut cea mai bună alegere. Cu siguranță Ana va fi foarte încântată. Băieți, cred că ar fi momentul să plecăm. Vom întârzia la petrecere. Ei bine, cu siguranță ai observat că o bandă de este construită cu ajutorul unor viniete, care sunt imaginile delimitate de obicei de un cadru. Sunt prezente bule, care sunt spațiile rezervate replicilor personajelor, și avem de asemenea recitative, care sunt comentariile naratorului plasate într-un cadru. Aici poți observa vinietele. Iar aici, sunt prezente recitativele. În orice bandă de sunt prezente personaje. Personajele comunică între ele. Această comunicare este prezentă în aceste bule de dialog. Când în bule există doar semne de punctuație, acestea exprimă sentimentele unui personaj. Literele repetate sugerează sunete sau zgomote. Din acea, această secțiune de bandă de senată, înțelegem faptul că personajul nostru îi este frig. Continuă tu acum acțiunea benzii noastre senate. Nu uita să ții cont de faptul că o ilustrație de bandă desenată nu are aspectul unui instantaneu, ori stop cadru, care reprezintă un singur moment, ci sugerează mai multe momente. Cu siguranță vei continua extraordinar această bandă desenată și vei fi mândru de tine. Vei realiza o bandă desenată de n de orice revistă de profil. Noi am ajuns la final. Felicitări! Te-ai descurcat grozav.